Ok, ne vedem acolo. Alo, da, da, sigur, ne vedem acolo. Da, ne vedem înăuntru. Excelentă idee de emisiune, o facem marța asta de la ora 7. Noi suntem echipa POV 21 și în fiecare marți seara de la ora 7 ne vedem pe ASTV, de unde vă vom transmite punctele de vedere ale tinerilor bistrițeni. Bună seara, dragi telespectatori! Deși poate că seara e mult spus pentru zilele lungi de vară, iată, pe care le avem în perioada aceasta și de soarele pe care le avem pe cer, iată, pentru ora 7, dar noi o să numim tot seară pentru că așa e tradițional pentru emisiunea noastră. Bine ați revenit la POV 21, emisiunea tinerilor secolului 21 și a conceptelor și a perspectivelor lor. Deși tema emisiunii de astăzi este una mai largă și una focalizată pe școală, vom începe o parte mai mică printr-o restanță, să spunem așa, despre o temă pe care am fi vrut să o discutăm într-o ediție precedentă, însă nu am mai avut timp de emisie. Este vorba despre această nouă lege care va interzice în România utilizarea animalelor sălbatice în circuri și în alte scopuri comerciale și strict controlate de om. Trebuie să vedem dacă e un lucru bun, dacă e o inițiativă bună. Am auzit foarte multe argumente și pro, dar și contra. Iată, se schimbă până la urmă ceva în domeniul acesta. Noi am fost obișnuiți, bineînțeles, cu circul. Am fost obișnuiți să vedem animale sălbatice în mod predominant la circ și mai puțin în grădini zoologice. Dar iată că legiuitorii noștri au considerat că așa este mai bine și noi am vrea să vedem în seara asta, alături de invitatele noastre din studio, ce părere au tinerii despre problema aceasta. În primul rând aș vrea să vă întreb, de ce credeți, Crista, Amalia și Andra, de ce credeți că e bine sau e rău că animalele sălbatice nu mai pot fi folosite în circuri? Ia să vedem prima dată de ce salutați această lege, de ce credeți că este una bună, de ce credeți că locul animalelor sălbatice nu mai este la circ? Pentru că așa animalele nu ar mai fi chinuite pentru a face spectacol. Și, nu știu, cred că e mai bine acolo, la grădină, la grădina zoologică, pot fi îngrijite mai bine decât cineva care le țin din interes să câștige bani. Bun, dar aceste animale acum vor trebui să meargă undeva, să se ducă undeva, pentru că nu au fost aceleași animale sălbatice din grădina zoologică utilizate la circuri. Până la urmă sunt indivizi diferiți. Păi dacă s-a adus această lege, bănuiesc că se vor găsi și locuri pentru animale. Se vor găsi soluții. Și voi la ce vă gândiți? La ce soluții vă gândiți? Să iei acele animale de la circ, niște oameni cu pregătire, să spun așa, și încetul cu încetul să le introducă în lumea lor, adică de animale sălbatice care trebuie trăite, să trăiască în natură. Să fie reintegrate în natură. În mediul lor, da. Da, asta poate fi o soluție. Cu mici pași, că nu putem dintr-o dată să le punem, pentru că ele de mici au fost învățate așa, de circuri. Bun, da. Eu aș vrea să vă întreb, care e atunci diferența între un animal de la circ și un câine pe care îl dresăm și pe care îl educăm și îl formăm să ne fie cumva obedient, ascultător, îl dresăm? Păi totuși când e dresat, care îl ținem în casă, e mai ok decât un animal care e chinuit la circ și... Da, în ce constă chinuirea asta? Că mie nu e clar. Bătaie, dacă nu fac unele chestii la repetiții, de exemplu... Nu primești mâncare din câte da, am auzit așa. Primești foarte multă bătaie. Și care e diferența între dresajul unui câine și dresajul unui tigru, să zic? Păi, dacă... De exemplu, câinele nu face ce îi se spune acasă, bănuiesc că nu va fi bătut, pentru că n-ai niciun interes, nu știu, zic, să... câinele neapărat. Poate vrei doar să fie dresat și dacă nu face lucrul ăsta, nu ai de pierdut încât să-l bați. În schimb, la circ, dacă un animal nu face
ce le zice, va avea de suferit. Băi, bun, dar tehnica de dresaj nu e aceeași, adică fie pedepsește animalul până învață ce trebuie să facă, fie îl răsplătește atunci când face bine. Păi aici cu răsplata e aceeași tehnică, bănuiesc. Dar totuși nu e la fel. Adică, nu știu, animalele de la circ sunt foarte chinuite. Dacă nu fac o chestie care... Este cerutaș, nu? Și în plus, cele care trăiesc în junglă, să spun așa, în mediul lor acolo, adică toate animalele de acolo trăiesc pe regula aia, că te întreții singur. Plus că câinele, dacă e a tău, nu o să lasă moară de foame dacă nu face ce-i spui. Ca să mergem mai departe, care credeți că totuși sunt animalele mai potrivite pentru circ decât pentru sălbăticie sau decât pentru grădina zoologică? Acum nu or fi pentru toate la fel. Nu? Sunt totuși și unele animale sălbatice care mă gândesc că le convine viața liniștită de la circ. Liniștită între ghilimele, pentru că să ai o prestație din când în când în fața publicului s-ar putea să nu fie atât de dureros. Dar poate că e mai în siguranță, e mai ok pentru ele decât în sălbăticie. La circ ele sunt ținute în cuști. Pe lângă cele din sălbăticie nu le impune nimeni un spațiu anume. Zică de aici până aici ai voie să mergi, tu te încadrezi în spațiul ăsta. Da, dar într-un fel la circ sunt hrănite, mai ok decât în sălbăticie. Poate în sălbăticie nu mănâncă un animal cu zilele. Da, crezi tu, își găsește. Și la circ, într-un fel, da, e mai ok, cele, oarecum. Cum trec celelalte animale, eu zic că o să trăiască și celelalte. Exact. Adică, eu știi tu că nu mănâncă timp de 2-3 zile un animal în sălbăticie. Da. Că n-ai de unde să știi. Ție ți-ar plăcea să te țină cineva într-o cameră și să-ți dea non-stop așa mâncare, să te ține acolo numai pe tine în camera aia? Păi nu, de-aia zic că într-un fel e ok să fie animale la circ și într-un fel nu e ok. Nu ai libertate, să zic așa, să mergi tu unde vrei sau ești ținut acolo. Și unde e diferența, până la urmă, față de condițiile animalelor din grădina zoologică? Adică, oare nu discriminăm? Mai dresate cele de la circ, adică, da, sunt mult mai dresate, poate mult mai bine hrănite. Grădinile zoologică, unele poate nu sunt chiar așa de bine hrănite, nu sunt dresate, sălbatice. Da. La grădina zoologică, dau un exemplu, ursul, să zic așa, are un spațiu foarte mare. Și nu-i neapărat. Pot să dau exemplu de grădină zoologică aproape de noi, în care ursul are o cușcă de 3x3 și n-ai vrea să vezi cum arată ursul ăla. Deci noi, foarte nașpa îngrijit și săracul. Na, la toate grădinile zoologice unde am fost, animalele mari au spațiu destul de mare. Și așa, așa. De obicei, cele care trăiesc în pădure au special amenajat să se simtă ca în pădure. Da, numai eu mă gândeam la diferența de principiu, adică și în grădina zoologică animalele sunt închise împotriva voinței lor și le este încălcată libertatea de mișcare, până la urmă, cât și la circ. Adică pe argumentul ăsta de lege, poate că, nu știu, facem o anumită discriminare. Adică circul, până la urmă, ca și grădina zoologică, are atât un rol comercial, cât și unul educativ, da? Pentru că se invocă grădinii zoologice aspectul educativ. Dar și la circ. Eu cred că mulți dintre noi am văzut poate mai multe animale sălbatice la circ decât într-o grădină zoologică, mai ales în orașele mici. Și la circ sunt mai bine îngrijite, adică să o luăm așa. Și no, pe lângă că sunt bine îngrijite, și dresate la grădini, da, zoologică, nu. Asta nu înțeleg și eu, la grădina zoologică nu sunt chinuite să facă ceva ce, nu știu, da, n-au fost chinuite să facă ceva, dar sunt chinuite ele de obicei, pentru că nimeni nu le bagă seamă. Deci am fost la o grădină zoologică, unde chiar, nu știu, decât să le ține acolo mai bine, le duc la un circ animalele, sincer, deci au fost groznic, animalele rănite, poate nu erau mâncate de câteva zile, deci mai ok într-un fel la circ. Acum bine, depinde,
Nu e ok, și pentru de unde știi că la circ nu stau nemâncate animalele? Eu nu cred că stau. Ai vreo garanție trebuie că nu? Trebuie să presteze, adică dacă n-ar fi în formă bună de da, sănătate, nu ar putea concura sau n-ar putea face un spectacol cu acele animale. Da, e un argument, adică până la urmă păi, animalele alea trebuie hrănite. Să ok, să că își au bătaie, că nu fac, asta e altceva, adică, nu știu, părerea mea mai bine la circ decât într-o grădină zoologică în care nu sunt grijite deloc și chestii noastre. Mai bine mediul lor. Da, adică cel mai bine... sau la grădina zoologică. Da, cel mai bine mediul lor, da, dacă ar fi să alegi între astea două. Și la ce și în grădinele zoologică sunt pe interes. Pentru că plătești bilet să le vezi. Da, dar e și un efort uman acolo, adică, până la urmă, sunt vaccinate animalele astea, sunt îngrijite, sunt curățate. Da. Astea sunt lucruri pe care probabil un animal în sălbăticie nu beneficiază și ok, acum sigur că aici nu putem să neapărat să ne punem în postura iubitorilor sau apărătorilor de animale pentru că sigur cruzimea animală se poate manifesta și în sălbăticie și mai ales se manifestă probabil mai mult în sălbăticie decât în condiții controlate de om. Adică, până la urmă, mai ales ierbivorele sunt foarte expuse în sălbăticie și câteodată am văzut opinii ale iubitorilor de animale care se cam bat cap în cap. Plus că e foarte complicat, mi se pare mie, să reintroduci un animal crescut de mic într-un mediu controlat de om, să-l reintroduci în sălbăticie. Acel animal e foarte expus. El nu-și cunoaște dușmanii naturali, nu știe cum să se raporteze la multe alte animale pe care nu le-a mai întâlnit. Poate că nici părinții nu au știut să-i transmită acea grijă și acel instinct corect de apărare. Dar acum, probabil că numai timpul ne va arăta dacă a fost o decizie bună sau nu. Oricum, circul, așa cum îl cunoaștem noi în România, va avea mult de suferit, pentru că o mare parte din farmecul circului era dat de animalele sălbatice, pe care mai ales copiii mici le puteau vedea. Rămâne să vedem cât de oportună este această lege în continuare. În ceea ce ne privește pe noi, aș vrea încet, încet să mergem la discuția principală a emisiunii de astăzi și pentru că toți suntem în vacanță, în primele săptămâni ale vacanței de vară, aș vrea să vedem cum a fost pentru voi primul an de liceu, pentru că înțeleg că toate trei sunteți, ați terminat clasa noua și ce a însemnat clasa nouă pentru voi? Cu ce e diferit liceul față de generală? Cum ați relaționat cu profesorii? Ce peripeții ați avut? Ce a însemnat toate astea pentru voi? Pentru că e o schimbare. Profesorii în liceu sunt diferiți de cei din generală. În ce sens? Adică te presează mult mai tare cu materia sau așa. Păi bun, e mult mai fain în liceu. Există și o triare, adică până la urmă ai dat un examen și la liceu ești totuși într-o clasă cu niște elevi mai apropiați ca valoare de tine față de generală, unde există o amestecătură cât se poate de... Și profesorii, nu știu, sunt foarte apropiați de tine în liceu, adică te ajută, nu știu, te susțin. No, în generală nu era chiar așa. Acum în liceu e foarte fain. Te înțelegi bine cu orice profesor. E fain în viața de liceu. Și de aia s-au făcut și profilele. Cei care sunt mai bine pregătiți, sau să zic, le place biologia, chimia, bineînțeles că merg la biologie, chimie. Adică, în general, nu te întreba nimeni ce îți place. Eu, de exemplu, sunt la filologie și făceam foarte puțină fizică, foarte puțină biologie. Și mie îmi plac materiile astea. Nu-mi place, de exemplu, materiile de filo. Și... Păi și atunci ce faci la filologie, dacă nu-ți plac materiile de filo? Păi
acolo, cum ai zis și tu, se intră pe o anumită medie și de multe ori nu intri exact unde vrei. Bun, dar totuși îți alegi o filieră, uman sau real, cât de cât. Păi da, se mai poți face și mutări în timpul anului. Și în ce te privește pe tine, te gândești că ți-ar primi mai bine la real? Da. Și te gândești să te transferi? Da. E bine să simți chestia asta de la începutul liceului, că îți va fi mult mai ușor. Cum se zice, că poate să fie greu, dar nu e greu ceea ce îți place. Adică foarte multă lume zice cu chimia, biologia, vai, ce grea e, dar dacă îți place, nu e greu. Înveți cu plăcerea. Dacă înțelegi și... normal. Fain, liceu, cunoști foarte multă lume. Mai așa cum la început a fost, a fost fain. Da, boboci, toți veneau la noi. Bobocii de clasa noua, fain. Am cunoscut colegii pe care noi știam, a fost fain. Da, profesor noi, dirigintă nouă. Cel puțin, nu știu, clasa noua m-a apropiat de prieteni de la mine cu care nu vorbeam deloc și acum vorbesc non-stop, adică te apropii așa și cu colegii, altceva, e fain. Mm-hmm. Cum a fost prima zi de școală? Ce emoționantă. Multe emoții. Plină de emoții. Da. Curios să ne cunoaștem profesorii. Colegii eram. Noi deja aveam un grup făcut și vorbeam înainte, chiar din vacanță, am vorbit cu colegii. Și na, abia așteptam să ne întâlnim, să vorbim și în față, să ne cunoaștem. Și da, a fost frumos. Multe emoții, nu știu. Eram foarte nerăbdător să vedem ce profesori. Când ziceam de un profesor la un elev de pe clasa 11, a zicea că vai de capul meu cu ăla faci, de fapt era ok. Și așa, erau care ne speriau, oarecum, cu ăla faci, o să vezi tu numai. Și a fost așa, eram curios să vedem dacă va fi sau nu, cum zic ei. Cel puțin la noi, în liceu, la Infoilus, profesor foarte, foarte fain. De treabă, deci îmi plac profesorii, adică nu fac... Se comportă cu tine ca și cum te-ar cunoaște și, nu știu, da, și e foarte fain. Doamna directoare e foarte deschisă cu noi, n-are nicio treabă, vorbim cu ea ca și cum a vorbit cu un elev, deci sunt foarte ok profesorii. Nu-mi pare rău că am ales. Nici mie, nici. După ce profil ați ales? Economic. La fel. Da. Da, un profil pentru care Infoelul e renumit, de altfel. S-a profilat tot mai bine pe asta, de când nu știu eu și eu am terminat tot acolo liceul. Bun, anul a trecut repede, a trecut greu. Foarte repede. Parcă alaltă eram început școala, așa cum a... gata, nu știu, foarte, foarte repede a trecut. Și dacă e să vorbim din experiență, anii viitori vor trece parcă tot mai repede. Și bacul să vedeți să nu mai ce repede vine. Sper să nu, că vine bacul și... Acum, prima dată trebuie să simțiți liceul, trebuie să-l trăiți ca o perioadă foarte frumoasă din viața voastră. Bacul e o chestie care vine și trece foarte, foarte repede, da, raportat la cât e liceul. Plus că poate că vă stresați pentru că sunteți la începutul liceului. Exact, dar o să vedeți, nu știm. Că clasele a 10-a și a 11-a sunt foarte relaxante din punctul ăsta de vedere. Când vine clasa 12 și după aia te stresezi maxim. Așa eram și cu examenul de 8-a și a trecut și a fost bine. Examen. Ați fost și colegi dinainte? Da, eu și Cristian am fost în general în clasele 1-4 și grădiniță împreună și acum și la liceu. Ce istorie. Și pentru voi cum e? Adică voi faceți naveta, da, înțeleg. Nu e greu dimineața. Adică livezile foarte aproape. Chestia e că... 8-9 km distanță noi. Bine, totuși nu e la fel de ușor ca cei care stau în oraș. Adică noi pierdem în fiecare zi în jur de o oră dimineața și o oră după masa pe drum. Pentru că și autobuzul nu vine sau cu ce merge nu vine exact la 2 când terminăm. Trebuie să așteptăm și... Sunt zile în care trebuie să stăm până la 4 jumătate de la școală. Și e greu. Plus multe activități și într-un fel nu-i greu, dar nu e la fel de ușor. Te mai distrezi așa pe navetă, că sunt mulți prieteni pe autobuz sau pe tren și... Exact. Fain. Andra, cum a fost pentru tine prima zi de școală? A fost foarte emoționantă. Cunoșteam mare parte, adică mare parte, cunoșteam câțiva. Cu un coleg am fost coleg din clasa a 7-a, pentru că m-am transferat generală dintr-o clasă în cealaltă
Și pe două fete erau clase paralele. Nu, am fost în aceeași școală, ne cunoșteam, dar niciodată n-am fost prietene sau ne salutam și cam atâta. Dar liceul ne apropie foarte mult și nu numai de ele, de cam toți colegii. Și a trecut foarte repede. Apropo de ce zicea Andra, voi două ați nimerit la profilul pe care vi-l doreați? Da, la prima opțiune. Exact. A fost ceva ce am vrut și am obținut. Și vă gândiți deja înainte la un viitor în domeniul ăsta? Sincer, eu mă gândesc pe alt domeniu, adică pe ceva psihologie sau criminalistică. Sau dacă îi să-l urmez pe bunicul medicina legală, dar pe economie nu știu. E ok profilul, îmi place, dar parcă nu m-aș vedea, nu știu. Bun, și Acum, nu știu ce economia se e un întâmplă domeniu viitor vast, și... nu înseamnă numai contabilitate, că Exact. știu că lumea într-un fel fuge de asta, deși în zilele noastre e o meserie bună, cea de contabil. Până la urmă, atâtea firme au nevoie de contabilitate, dar puteți gândi și la alte aspecte, tot ce ține de birouri, de birotica, de, cum se spune, TESA, până la urmă, într-o firmă, toate sunt potrivite de la profilul de economic. Da, nu știm ce e. Părerile se schimbă de la an la an, cel Da, puțin la mine. Nu știu, mai acum... mult până la facultate sau... Cu ce amintiri veți rămâne din clasa asta nouă? Multe chestii făcute și note reluate. Spuneți-mi câteva Adică, care se în pot. generală, când luai un 5, vai, am luat un 5. Mai nu plângeam. Dar în liceu te gândești că media nu-ți mai folosește și bacul, nici bacul de multe ori la anumite facultăți nu mai contează aproape deloc sau într-o proporție foarte mică. Și nu te mai stresezi, adică te stresezi pe materiile ce știi că o să te ajute sau din care dai bacul. Nu te stresezi pentru toate, pentru medie, că contează media la intrarea în liceu. Eu știu, eu în general dacă luam un 7 sau un 8 plângeam din numă, așa cum dacă iau un 7. Acum ne rugăm să luăm un 7. Da, adică la unele materii Da, depinde și de materie, pentru că asta se întâmplă. Materiile devin tot mai specifice și tot mai detaliate și s-ar putea să nu te pliezi pe toate. Da. Că Ceva nu-ți normal. placă Nu poți toate. să fii bun la tot. Nu, Ai așa. câteva materii la care ai note bune și altele care poate nici nu te interesează, că dai seama că înveți degeaba pentru materia aia. Da, v-ați făcut, aveți și materii preferate, la care, nu știu, să zici că mergeți cu maximă curiozitate sau care v-au prins. Italiana. Da, chiar, Italiana da. la economic. În generală, da. A În fost cea... general am făcut tot din clasă, am făcut franceza. Și acum ne-au băgat limba italiană și engleză. Și e foarte ok. A fost și eu cum am fost la olimpiadă. Am ajuns A fost până la ceva faza nou de pentru noi județ. și Da, a fost eram foarte curioși ok. să vedem dacă o să ne placă și da, e ok. Și italiana o faceți numai acum din liceu Da. și v-ați înhamat să mergeți Da, la deci olimpiadă. după 2-3 luni de școală, cred că deja am mers la Intele. Super ok, adică Bine, a e destul fost de la ușoară. nivelul nostru, adică de Da. începători. N-a fost ceva Nivel avansat. de clasa nouă ar veni. De prim an, până la urmă, Exact, că... nu. Și tu, Andra, ție ce-ți place mai mult? Mie mi-a plăcut geografia din clasa 5-a, îmi place, adică o învăț cu plăcere, dar și biologia îmi place. Fizica, zic drept, nu prea am înțeles-o de la început, adică n-am note rele la fizică, dar nu pot să zic că învăț cu plăcere, o învăț pentru că trebuie să învăț. Cred că pe toți fizica ne omoară, nu știu. Ce exemple pozitive și negative ați găsit între colegii voștri? Ce ați învățat de la ei să faceți și să nu faceți? Eu am foarte multe exemple, am foarte mulți care fac naveta și stau în chirie în Bistrița și nu știu, eu sincer am fost așa uimită de cum se descurcă, cum își împar banii. Vorbeam cu o colegă și zicea că uite, așa nu după pâine și am atâția bani și
da, cum se descurcă ei, că până la urmă nu stau cu câteva fete apropiate de vârsta lor, fac mâncare singure, își calcă hainele singure. Asta e ca și un caz, da, de, de navetă, dar mă refeream, nu știu, în orice alt context. Să scriem în ora de mate. Cum să scrieți? Adică să copiem tot și să facem tot și să nu stăm pe telefon. Am învățat de la colegi, dacă vrem să fie ok. Nu, deci dacă vrei să fii ok, să nu stai pe telefon ora de mate. Asta e concluzia la care am ajuns noi. După ce o colegă a fost prinsă. Așa de strictă e... Profa e foarte ok. Deci doamna profesoară e o profesoară de milioane și râzi cu ea, glumești. Dar nu, mie mi se pare corect, adică ori vii la mate, ori mergi și stai pe telefon, nu? Adică... Sincer, nici mie nu mi-ar plăcea să stau să predau și cineva să fie atent în altă parte. Și, să... și după aia, pe ei n-am înțeles, da. Nu știu cum, sau am luat notă mică din cauza lui doamna profesoară. Nu, păi ori ești atent, ori stai pe telefon. Da. Înveți așa de la unul altul. Cum vă descurcați cu profesorii severi? Acum, fără să dați exemple. N-are rost să dăm nume, da. Da. Să știi că... Bine, adică trebuie să taci, să nu duci nimic. Asta o să vă prindă mai bine pe sfârșitul liceului, când vă veți da seama că chiar ați rămas cu ceva de acolo, fie că v-a plăcut sau nu materia aia, nu ai ce face. Ce și... face să înveți profesorul respectiv? Pentru că mergi la școală și spui, te prinde că n-ai învățat, te prinde o dată, te prinde de două ori, vezi că ai 2 de 4, te cam pui pe învățat. Da. Sau nu mai mergi la ora. Păi și rămâi cu media 4. Știi cum zice, mai bine o absență decât un 2. Da, da, am auzit des chestia asta. Nu știu cum e acum cu absențele și cu media la purtare. Da, păi 10 absențe, absențe, un punct la purtare, deci... Ai. Nu e de joacă cu absențele. Nu, bine, trebuie să taci, să nu-i comentezi. Dacă ai profesorul ăștia severi. Și activități în școală, extrașcolare sau, eu știu, diverse, pe lângă programă. Ce da, faceți? Sunt. În IFEL sunt. Este un grup snack. Și mai sunt niște voluntari de la IFEL. Am fost, au făcut... Nu știu, au foarte multe activități. Multe și... și activitatea copilor cu autism, iarăși. Am ajutat copii, am făcut ceva în folos lor. Da, adică de Crăciun s-au dat pachete copilor. Da, am strâns, am adus fiecare ce am avut și n-am mai folosit și am făcut pachetele și... pentru, aveam familie, cu fiecare familie câți membri, ce copii sunt și am pus. Ne aveam și vârsta, bineînțeles, și am făcut ca pachete pentru vârstele respective. Da, de vă rugă și coordonatorul de la voluntarii, super ok și merg elevii și are tot felul de activități faine pentru elevi. Mm-hmm. Andra, la Andrei Mureșanu? La noi este reporterii liceului care se aleg. Și am înțeles că e singurul liceu din Bistrița, dacă nu mă șel, care avem reporterii liceului. Și mi se pare o chestie super faină, pentru că ei cuprind cam tot ce se întâmplă în liceu și extra și știu cam tot. Și, și publică sau există o... ce se întâmplă cu ce fac ei, cu ce strâng ei informațiile lor? Informațiile sunt înregistrate, adică se fac pe post de interviuri. Și unde sunt publicate? Nu știu, pe Facebook, pe ce? Pe un site? Nu fac parte din grupul ăsta de... Da, bun, dar dacă ei sunt reporterii liceului, presupun că ei fac o muncă... Fac mai multe proiecte care sunt prezentate. Ah, ok. Mă gândeam că e un fel de... un grup care ia pulsul... liceului și a ceea ce se întâmplă în liceu și îl retransmite înapoi celorlalți colegi. Ar fi ceva, ar fi fain așa. Da. Sau o revistă a școlii ar fi fain. Da, nu mai sunt revistele școlii acum.
Nu, știu că totuși la ceva module au fost, adică le-a dat să fac un proiect despre revistele școlii. Da, și mie mi-a luat un fel de interviu la acea revistă, dar a fost așa pentru, numai chiar pentru școală, știi, n-a fost și extrașcolar. A fost ceva un proiect. Țină. Da. Ar fi tare să facem o revistă a școlii, pentru că nu, mai văd și cirați care vor să vină la noi la liceu cu măi sau... Și, nu știu, e chiar super tare, deci vă recomand Difoel. La Andrei Mureșanu există revista școlii? A existat, știu că exista, dar pe creațiile elevilor. De obicei profesorii selectau dacă ai făcut o compunere bună sau o poezie, de obicei la limba română, și se puneau într-o revistă. Da. Și asta e online sau e printată? Nu, e printată. Oh, ce fain. Super activitate. Și acolo aveți și teatru, nu? Da, avem un grup, niște elevi. Au format ei o grupă de teatru în clasa 11, dacă nu mă înșel. Interesant. Acum o să ne rezumăm la aceste discuții pentru ediția de astăzi. Vom continua probabil cu o altă ediție, cu alți colegi, alți invitați care se apropie de terminarea liceului sau chiar l-au terminat, să vedem niște puncte de vedere din celălalt capăt al celor 4 ani de liceu. Până atunci, noi vă mulțumim pentru atenție și, ca de obicei, ne vedem în fiecare marți de la ora 19, ai tot aici pe ASTV. Vă mulțumesc, o seară plăcută în continuare! Alo? Da, ne vedem acolo. Alo? Da? Ok, ne vedem acolo. Alo, da, da, sigur, ne vedem acolo. Da, ne vedem înăuntru. Excelentă idee de emisiune, o facem marța asta de la ora 7. Noi suntem echipa POV21 și în fiecare marți, seara de la ora 7, ne vedem pe ASTV, de unde vă vom transmite punctele de vedere ale tinerilor bistrițeni. Din Bistrița Năsău. De la ce provin inițialele RIN? De la Păstrăvăria RIN, adică Rus, Ioan și Nina. Fix în centrul comunei Romului 86, vis-a-vis de Biserica Ortodoxă. Un loc superb cu oameni minunați, dar poate cel mai important, cu o mâncare de vis. Pentru că este preparată de Nina Rus, semifinalista emisiunii Șef la cuțite. Am spus tot? Da, era să uit. Servirea este impecabilă și poate cel mai important, porțiile sunt ca la români, adică foarte mari. La oameni de omenie. Te-ai săturat să-ți cauți haina potrivită caracterului tău prin magazine înghesuite care nu ies cu nimic în evidență? Acum în Bistrița s-a deschis poate cel mai spațios și luxos magazin pentru femei și bărbați. Amenajat în stilul vechi al burgului nostru, Săsesc, te va surprinde negreșit. Cine nu a auzit de celebrul Jonathan Harker și romanul Dracula? Ei bine, celebrul personaj principal a înoptat chiar în clădirea care găzduiește magazinul. Vreți mai mult? Intrați în luxosul și spațios nostru magazin. Velvet, de 20 de ani, amabilitate și eficiență. Bistrița, Dornei 20 și Livre Breanu 27. Vrei un loc de muncă sigur, plătit, onorabil și în condiții moderne? Intex Năsăud angajează operatori, confecționeri, muncitori calificați și necalificați în industria textilă. Relații la telefon 0263-360864 sau direct la Intex Năsăud, strada George Coșbuc, numărul 230. E-mail office@intexnasaud.ro.
Școala Post-Liceală Henri Coin de Bistrița, succesul tău, misiunea noastră. Suntem prezenți în 23 de județe cu 54 de unități de învățământ preuniversitar acreditate de Ministerul Educației Naționale. Funcționăm în județul Bistrița-Năsăud cu următoarele specializări: asistent medical generalist și asistent medical de farmacie cu durata de 3 ani pentru absolvenți de liceu cu sau fără bacalaureat. Cuantumul taxelor școlare este unul rezonabil, între 1200 și 1400 de lei plătibil în 4 rate. De 17 ani, succesul tău este misiunea noastră. Contact 0363 401 590. Festivalul reducerilor a început în magazinele Biasicom. Mașina de spălat rufe Beko 7 kg, clasa A+++, la incredibilul preț de 1049 de lei și 99 de bani. Te așteptăm în magazinele Biasicom din Bistrița, Beclean și Năsăud, cu reduceri incredibile la sute de produse disponibile și în rate direct în magazin. Vino acum la Festivalul reducerilor Biasicom. Mașini și cumpărători. S-a deschis la Bistrița cea mai nouă și modernă piață auto și de evenimente din toată Transilvania. Ziua de piață este în fiecare sâmbătă de la 6 dimineața. Condiții excepționale, cu suprafață asfaltată, terasă spațioasă, preparate la grătar și birou de întocmiri acte. Piața auto Villa Latina, în Bistrița, cartier Vișoara, vis-a-vis de zona de agrement Heidenfeld. Ne găsești și pe Facebook, Piața auto Villa Latina. Salutare, Bistrița! Pe 29 iunie vin să-ți cânt. Unde? La Villa Latina. Abia aștept să vin cu bandul meu, o să cântăm live pentru voi. V-am pupat! Popaz Bistricior, restaurant cu specific pescăresc, locul unde vrei să fii cu prietenii. Ne găsiți în Colibița la ieșirea din Mița, în intersecția Izvorul Lung cu traseele turistice montane, Vârful Bistricior, Tăul Zânelor și Piatra lui Orban. Detalii și rezervări la 0741052433 sau pe www.popazbistricior.ro. Restaurant pescăresc Popaz Bistricior, Colibița. Popaz Bistricior, locul unde vrei să fii cu prietenii. Pro Taxi Bistrița, oriunde, oricând. Fii pro! Alege ProTaxi. ProTaxi, transport marfă în cele mai bune condiții. 0263 959, 0722 959 959, 0752 959 959. Fii pro! Baza de agrement Poiana Corbului, situată la 8 km de Bistrița, oferă pescuit sportiv pe 3 lacuri, plimbare cu hidrobiciclete, plimbare cu trăsură trasă de cai sau ponei, călărie cai și ponei, locuri de joacă pentru copii, terasă pentru evenimente deosebite, unde se pot servi produse ecologice proaspete și băuturi de toate categoriile. Nou, acum și cazare. Pescarii beneficiază de reduceri semnificative. Rezervări și detalii la telefon 0263-234-626. Tu știi care este vârsta reală a ficatului tău? Fortificat Forte reface în mod natural membrana celulei hepatice deteriorată de agresiuni hepatice sau de un stil de viață dezordonat. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Când îți trebuie putere, când îți trebuie precizie, când chiar și cel mai mic detaliu contează, Moto oferă straiele Stihl, nu doar pentru profesioniști. Acum la distribuitorii autorizați Stihl ai Moto oferă straiele MS-170 și MS-180, începând cu 850 RON. Detalii pe www.stihl.ro. Locuri de muncă sigure, o companie cu viitor. Leoni Bistrița, cel mai mare angajator din județ, de acum și mai aproape de tine. Alătură-te echipei noastre, fii unul dintre oamenii pe care dorim să îi angajăm. Cei interesați ne pot contacta la numerele afișate pe ecran. Hotel Ozana, relaxare și confort de 4 stele, 2 săli de conferințe cu 100 respectiv 300 de locuri. Restaurantele Rose Garden din Bistrița și Ozana Beclean, cele mai sofisticate meniuri din bucătăria românească și cea internațională. Servire și ambianță de înaltă clasă. 550 de locuri în restaurantul Rose Garden Bistrița și 800 de locuri în restaurantul Ozana Beclean. Originalitate! Invitații din toată sala pot vedea acum live pe plasme ringul de dans în ambele restaurante. Rose Garden Bistrița, Calea Moldovei 17 și Ozana, la intrarea în Beclean dinspre Bistrița. Rose Garden și Ozana, alegerea perfectă la cazare și mâncare.
Te-ai săturat să-ți speli mașina în curte sau în fața blocului? Vrei să îți fie spălată cu responsabilitatea lucrului bine făcut? Nu ai găsit o spălătorie de camioane mari până acum în Bistrița? Spălătoria Pro Wash Bistrița Libertății, vis-a-vis de OMV, pe strada Simpozionului numărul 3, este soluția. Pro Wash, pentru că iubești mașina. Salix, producător bistrițean de oțet 100% natural, pe rafturile din toată România. Salix, pentru gustul cel bun al salatelor, murăturilor și al altor preparate specifice. Salix, oțetul bistrițean 100% natural. Laboratorul de analize medicale Dorna Medical din Bistrița, cu puncte de recoltare în Năsăud, Beclean și Bistrița, vă oferă analize medicale complexe. Hematologie, biochimie, imunologie, marcări virali și tumorali, parazitologie, microbiologie și citologie. Aturile noastre sunt rapiditatea, siguranța, acuratețea, prețurile accesibile și ofertele promoționale la multe dintre analizele solicitate. Detalii și contact la 0263210647, 0726370338 sau pe www.dornamedical.ro. Dorna Medical face totul pentru sănătatea ta. Casa Bistrițiană de 10 ani v-am obișnuit cu prospețimea, gustul savuros și prețurile rezonabile. Acum vă primim și într-un ambiental redecorat, mai luminos, mai ospitalier. Pe lângă rețetele consacrate, am diversificat meniul cu preparate noi, atât în restaurant cât și în sistem catering, pentru că bunul gust contează. Asigurăm servicii complete de masă și organizare pentru orice tip de eveniment, restrâns, complex sau chiar pretențios. De asemenea, venim în tot județul la dumneavoastră pentru botezuri, nunți, pomene și înmormântări. Suntem în Bistrița, zona sensului giratoriu, Poșta Veche. Și da, mulți ne-au copiat, dar nu ne-au egalat. Casa Bistrițiană. Regal House, noi îți construim visul de peste 8 ani. Cei 20 de profesioniști te consiliază, îți aleg cea mai potrivită soluție și la final îți construiesc propriul vis. Regal House partener Roofster, producător de țiglă metalică. Contactează-ne la 0745661244 sau pe regalhouse9@gmail.com. Unitaxi, cu aceleași numere consacrate, 949 și 955. Aceasta este școala mea, Unitaxi e taxiul meu preferat. Unitaxi este preferatul meu și al prietenilor mei, indiferent de oră. Aici este biroul meu, cu Unitaxi nu am întârziat niciodată. Circul cu Unitaxi sunt respectată și sunteți cei mai ieftini. Unitaxi, numărul 1 în preferințele bistrițenilor. Consult Imobil vinde apartamente la cheie sub cetate 61. Living, bucătărie inclusă, două dormitoare, baie, terasă generoasă. Lift, boxe opțional, parcare individuală. Contact 0749 10 11 12 sau consultimobil@gmail.com. Restaurant Ardeal, acum cu capacitate mărită. Restaurant Ardeal. Catering profesionist la tine acasă, la serviciu, la școală sau la aniversare. Telefon 0744717496. Pentru nunți, botezuri, pomene sau alte evenimente, îți asigurăm mâncarea la tine acasă cu echipă completă din bucătari și ospătari în orice localitate din județ. Restaurant Ardeal,